Putem începe? Începem, da? Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. În primul și în primul rând, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre la ziua de astăzi, chiar dacă este o zi de odihnă. Cunoaștem cu toții că pentru ziua de mâine sunt planificate 3 măsuri organizatorice care vor avea loc în municipiul Chișinău, fapt pentru care o să venim întâi de toate cu un îndemn către toți concetățenii noștri care urmează să participe la acest eveniment, să demonstrăm cultură, educație, comportament adecvat, consolidare și respect unul față de celălalt. Vreau să vă asigur că toți angajații care vor fi antrenați la măsurile de mâine vor asigura astfel măsurile ca să decurgă acest proces într-un mod pașnic, indiferent de circunstanțele și anvergura situației care are loc. Vreau să vin cu îndemn și către organizatorii acestor măsuri care urmează să se desfășoare la ziua de mâine. Pentru toți este o lege, pentru toți este un cadru legal. Legea 26 urmează a fi respectată de toți organizatorii și toți participanții la această întrunire. Noi sperăm cu tot din adinsul că aceasta va fi în limita legii, cu respect și acțiune consolidate atât de partea cetățenilor cât și de partea poliției în această perioadă și altor forțe de ordine care vor fi alături. Am dorit ca să ne adresăm către cetățenii, atât cei care participă la aceste evenimente, cât și cei care vor tranzita acest tronson de drum, să aibă răbdare, înțelegere, pentru a nu cumva bulversa sau înrăutăți situația, de a avea înțelegere față de ceilalți participanți și a respecta inclusiv și drepturile acestora, să evităm conflictele și altercațiile, iar în oricare situație de risc să știe de a apela 112 sau imediat polițistul din apropiere, să nu ne bazăm doar pe mesajele care urmează sau se amplasează pe anumite rețele de socializare, deoarece cumva aceasta tergiversează procesul de reacționare a poliției. Totodată, pornind de la procesele sau evenimentele care urmează să aibă loc și în contextul că sunt niște evenimente de ordin general, cetățenii să evite de a se prezenta sau la general este interzis participarea acestora cu arme sau alte obiecte interzise la aceste manifestații pentru a evita alte riscuri și situații care cumva ar afecta negativ procesul. Totodată o să venim cu un demn către toți cetățenii să evităm mesajele de instigare la ură și anumite agresiuni și, nu ultimul rând, blocări de acces sau alte trasee de deplasare ale cetățenilor. Nu în ultimul rând o să mă refer la cei participanți să aibă grijă la bunurile personale, de a le păstra la un mod sigur pentru a evita alte situații care cumva ar tenta la bunurile personale. Și pornind de la faptul că ne aflăm în lunile de vară, lunile călduroase, cetățenii să fie pregătiți la ei cu sticla de apă pentru a nu cumva avea careva suferințe pe cauza acestora. La conducătorii auto o să rugăm ca să asigure în acest răstimp răbdare și, bineînțeles, am recomandat ca să evite acele tronsoane principale unde se vor desfășura aceste manifestații și întruniri care urmează să aibă loc. Nu în ultimul rând, aș dori să mă adresez către copii, tineri, adolescenți și, nu în ultimul rând, către părinții acestora, de a manifesta o atenție sporită față de copii, în mod special în această perioadă de vară, nu în ultimul rând la ziua de mâine când urmează să aibă loc evenimentele,
Cu părere de rău constatăm în ultima perioadă o ascendență ridicată la încadrarea sau participarea minorilor la diferite procese, evenimente, infracțiuni. Cu părere de rău, avem un număr ridicat de minori care sunt antrenați în accidente rutiere. Este regretabil chiar și la ziua de ieri accidentul rutier care s-a întâmplat cu minorul și a decedat. Pe parcursul anului curent doar avem accidente rutiere cu implicare la care conducătorii au fost minori. Cu părere de rău, constatăm o creștere esențială a părăsirii domiciliilor. Anul curent avem peste 480 de cazuri în care minorii au abandonat locul de aflare sau domiciliu. Și, cum și-am spus la început, rugăm, insistăm către părinți, către adolescenți, să manifeste mai multă prudență, să înțeleagă că astfel de situații pun în pericol și risc nu doar viața lor, dar și celor din jur. Trebuie să fim atenți atunci când mergem la scăldat, atunci când mergem în locuri publice. Cum și-am spus, evenimentele din ultima perioadă care cumva ne-au afectat nu doar social, dar și emoțional, minorii antrenați în acțiuni huliganice, minorii care antrenați în circulația rutieră cu consecințe de deces, minorii care cumva au sfidat anumite reguli și au căzut de pe clădiri, minorii care, bineînțeles, sunt antrenați și în alte acțiuni cu caracter ilegal. Pentru asta, încă o dată, venim cu un apel către părinți, către tineri, ca să fim un pic mai atenți, să fim mai prudenți și să respectăm mai cu multă atenție regulile și tot ceea ce ne înconjoară pe noi. Stimați reprezentanți mass media, eu vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, deci, cum este cunoscut, pentru ziua de mâine sunt câteva evenimente, ele nu sunt concomitente, sunt etapizate în timp. De aceea, pentru fiecare eveniment, în funcție de numărul participanților, va fi asigurat cu acel număr de polițiști și nu doar polițiști, inclusiv și colegii noștri de la Inspectoratul General de Carabinieri, care va asigura măsura respectivă. Vreau să vă spun că în funcție de analiza care a fost făcută pe parcursul săptămânii, vom avea forțele astfel încât să nu aibă de suferit nici acei participanți, nici persoanele antrenate în trafic și nici polițiștii cumva să nu fie supra-solicitați în acest proces. În primă fază va fi blocat o cale de acces care va fi agreată de către marșul sau prima acțiune stabilită pentru ziua de mâine. Ulterior, după masă, când va avea loc acea întrunire și acel concert, în funcție iarăși de numărul participanților care vor fi prezenți la acel eveniment, se va stabili care sunt căile de acces care vor fi cumva asistate. Dar asta am spus, în numărul de participanți care urmează să participe la acest eveniment. Cu mare drag, vă mulțumesc și dumneavoastră!